Poți să te rog să aduci o lămurire mai clară la Apocalipsa, capitolul 20. Mulțumesc frumos și Dumnezeu să te întărească prin harul Lui. Va urma în curând, nu știu când, un studiu detaliat din Apocalipsa, capitolul 20. Deocamdată sunt cu studiul la cartea Apocalipsa la capitolul 19, urmează capitolul 19, va urma apoi și capitolul 20. Voi intra acolo mai mult în detaliu, voi argumenta cu Scriptura mai mult, tot ce spun, da, dar acum spun pe scurt, da. În Apocalipsa 20, la fel ca în toată cartea Apocalipsa, avem de-a face cu un limbaj simbolic care ne descrie niște realități spirituale. Limbaj simbolic, realitate spirituală. Nu e o poveste, nu e ceva fictiv. Avem de-a face cu o realitate spirituală, da? Dar limbajul e simbolic. Așa a ales Dumnezeu să ne descrie realitatea spirituală care nu se vede. De-aia cartea se numește Apocalipsa, descoperirea. Dumnezeu ne descoperă, sau Domnul Iisus ne descoperă. Ce se întâmplă în spatele cortinei acestei lumi? Ceea ce nu se vede. Da. Și în Apocalipsa 20 avem o imagine a întregii epoci mesianice. E un rezumat, o imagine simbolică a întregii epoci mesianice. Adică a epocii de acum în care Hristos, Mesia, împărățește. E la cârma împărăției lui Dumnezeu. Pe care la a doua lui venire o va da Tatălui conform învățăturii Apostolului Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, din 1 Corinteni 15. Acum, deocamdată, această împărăție e invizibilă. Da? Acum noi împărățim din punct de vedere spiritual împreună cu Hristos. Da? La final, la a doua lui venire, vom împărăți și fizic. Dar atenție, nu vom împărăți peste alți oameni. Vom împărăți peste pământ. Vor rămâne doar cei neprihăniți pe un pământ nou. Da? Nu cum își imaginau evreii și cum își imaginează mulți premileniști astăzi, că noi vom împărăți peste alți oameni. Nu asta e ideea. Noi vom administra pământul lui Dumnezeu, vom face ce am fost creați de la început să facem. Da. 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 24. Dacă n-am citat versetul ăsta de atâtea ori și pare că toată lumea îl ignoră, când Apostolul Pavel ne vorbește foarte clar aici despre împărăția lui Mesia. Nu vorbește în pilde, ne vorbește foarte clar. Da? Și spune așa, în contextul învierii, spune în urmă, adică după înviere, după învierea noastră, da, va veni sfârșitul. Deci după înviere vine sfârșitul. Nu mai urmează nimic după aia. Vine sfârșitul. Da? Când El, Hristos, va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl. Deci la a doua lui venire, Hristos dă împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl. Dă cârma împărăției în mâinile lui Dumnezeu Tatăl. Acum El e la cârma împărăției, conform psalmului 2, psalmului 110. El împărățește acum Mesia, neamurile se răzvrătesc împotriva Lui, totuși Dumnezeu l-a uns, n-au ce să facă. Și în urmă El va da împărăția mâinilor Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Continuă Apostolul Pavel. Căci trebuie ca El să împărățească, trebuie ca El să împărățească, acum, până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Citat direct din Psalmul 110. Cel mai citat psalm din Noul Testament. Hristos împărățește acum, în mijlocul vrăjmașilor Lui, până îi va pune pe toți sub picioarele Lui. Vrăjmașul cel din urmă va fi moartea și așa mai departe. Da? La prima venire a lui Hristos, Satana a fost legat. Și asta avem descris în primele trei versete din Apocalipsa, capitolul 20. Satana e o ființă spirituală. Nu legi o ființă spirituală cu lanțuri. Da? E un limbaj simbolic acum, metaforic. Mesajul pe care ne-l transmite Dumnezeu e că i s-a luat autoritate. Asta înseamnă că a fost legat. Stăpânitorul lumii acesteia a fost aruncat afară. Direct din gura Domnului Iisus. Satana a căzut din cer. Astea sunt expresiile folosite de Domnul Iisus, prin care ne spune că i s-a luat autoritate. La prima lui venire. Și asta vedem și în Apocalipsa 12. Vine copilul, Satana i-a aruncat din cer. Copilul se ridică la cer, Satana i-a aruncat din cer. I se ia autoritate, i se dă autoritate copilului ca să stăpânească peste neamuri. Și asta face acum. Da. Acum el domnește peste neamuri și peste orice domnie și orice stăpânire spirituală.
Și asta e foarte important. El are toată autoritatea în cer și pe pământ. Pe asta pune accentul Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 1. Pe această domnie a lui Hristos peste orice stăpânire, orice putere, orice domnie spirituală. El e deasupra lor. Da. Și Tatăl i-a dat această autoritate cu un scop. Această autoritate pe care i-a dat-o și în cer și pe pământ, i-a dat-o cu un scop. Ioan 17 cu 2. Cuvintele Domnului Iisus. Se ruga Tatălui și spune așa. După cum i-ai dat putere sau autoritate peste orice făptură, cu ce scop? Ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat-o. I-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat-o. Asta e imaginea din Apocalipsa 20. Satana e legat, i s-a luat autoritatea ca să nu mai înșele neamurile și ca Evanghelia să poată ajunge la toate neamurile și Domnul Iisus să dea viața veșnică aleșilor Tatălui. Asta înseamnă că Satana a fost legat, ca să nu mai înșele neamurile. Evanghelia avansează acum la toate neamurile și aleșii lui Dumnezeu, prin Evanghelie, sunt aduși la viață. Și sunt uniți cu Hristos și au parte de prima înviere, nașterea din nou, învierea spirituală. Și încep să împărățească împreună cu Hristos. Asta e împărăția Domnului. Da. Și atenție, nu înseamnă că Satana nu mai e activ în lume acum. El încă îi orbește pe cei ce sunt pe calea pierzării. Pe fiii veacului acestuia. Pe ei îi orbește. Dar nu-i poate orbi pe aleșii lui Dumnezeu. Aleșii lui Dumnezeu, când aud Evanghelia, sunt aduși la viață. De ce? Pentru că Hristos are autoritate peste orice făptură. Hristos are autoritate în cer și pe pământ. Ca să dea viața veșnică tuturor aleșilor Tatălui. Tuturor celor pe care Tatăl i-a dat. Iar Satana nu mai are nicio autoritate peste aleșii lui Dumnezeu. Ei împărățesc acum împreună cu Hristos din punct de vedere spiritual. Sunt uniți cu Hristos. Iau parte cu El la împărăția Lui. Efeseni 2 cu 6. El ne-a înviat împreună pe toți creștinii, împreună cu Hristos, când avea Hristos, am înviat și noi, pentru că ne identificăm cu El, da? Și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Ce face Hristos în locurile cerești? Șade la dreapta lui Dumnezeu și domnește, stăpânește peste orice stăpânire spirituală. Asta ne-a spus în Efeseni 1. Și acum spune despre noi, că și noi ședem împreună cu Hristos în locurile cerești. În El. Pentru că suntem în El. Ne identificăm cu El. Unde e Hristos, acolo suntem și noi. Hristos împărățește peste orice domnie spirituală. Noi împărățim peste orice domnie spirituală. Și asta e ceva mult mai glorios decât să domnești peste niște oameni pe pământ, cum își imaginează mulți. Pentru că au încă o gândire firească. Nu realizează ce glorios e acest adevăr, ce glorioasă e această realitate. Să domnești din punct de vedere duhovnicesc peste orice stăpânire spirituală. Nu, ei se gândesc că împărățim noi în viitor peste oameni. Nu, asta e o gândire firească. Noi nu o să împărățim niciodată peste oameni. Nu asta e ideea. E mult mai glorios să împărățești peste Satana și peste orice domnie. Să calci în picioare șerpi și așa mai departe. Și scorpioni, cum spune în Evanghelia după Luca. Asta facem noi. Avem autoritate. Pentru că suntem în Hristos, avem autoritate peste aceste domnii spirituale. Ele nu se mai pot atinge de noi. Suntem protejați. Pentru că suntem în Hristos. Și o de-am înțelege asta odată. De-am înțelege asta odată. De-am înțelege de ce binecuvântări duhovnicești avem parte în locurile cerești. Cum își începe Apostolul Pavel Epistola către Efeseni. El ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Binecuvântările astea sunt mult mai glorioase decât cele pământești. Dar foarte mulți dintre creștini sunt încă cu capul în pământ. Încă se gândesc la pământul ăsta de aici, încă gândesc firește. Nu poate să perceapă această realitate duhovnicească glorioasă. Și de ce binecuvântări duhovnicești glorioase și ce autoritate duhovnicească avem. Nu poate să perceapă. A ședea cu Hristos în locurile cerești înseamnă să stai la dreapta Tatălui.
împreună cu el, să stai cu el pe scaunul lui de domnie, cum zice în Apocalipsă. Asta înseamnă. A împărăți împreună cu el. Asta simbolizează această împărăție de 1000 de ani. Iar cei credincioși, aleșii Tatălui, cei pe care i-a dat Tatăl, atunci când aud Evanghelia, Satan nu se mai poate împotrivi. Satan e legat. Domnul Iisus le dă viața veșnică. Îi aduce la viață. Și în momentul ăla ei se identifică cu Hristos. Sunt în Hristos, sunt uniți cu Hristos. Odată pentru totdeauna. Viața lui Hristos le este atribuită lor. Moartea și învierea lui. Înălțarea lui. Tot. Și unde e Hristos, acolo sunt și ei. Noi ședem acum la dreapta lui Dumnezeu împreună cu Hristos. O de a medita la ce citim. La ce ne învață Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt. O de a medita și am înțelege lucrurile astea. Nu înțelegem de ce binecuvântări avem parte. Nu înțelegem. Atunci când crezi Evanghelia, când ai crezut cu adevărat Evanghelia, când ești adus la viață, când auzi glasul Fiului lui Dumnezeu prin Evanghelie, ce ai înviat din morți, din punct de vedere spiritual, vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor învia. Asta e prima înviere. În momentul ăsta tu ești unit cu Hristos. Și iei parte cu El la împărăția Lui. Din punct de vedere spiritual. Împărățești și tu peste aceste stăpâniri, peste aceste domnii spirituale. Pentru că ești în Hristos. Ești la dreapta lui Dumnezeu. Ești ascuns în Hristos. Ești în El. El te reprezintă. Și tot ce are El este al tău. E ceva glorios. Și asta e prima înviere din Apocalipsa, capitolul 20. De care au parte doar credincioși. Dacă veți citi cu atenție acolo, veți vedea că doar credincioși au parte de prima înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de prima înviere. Asupra lor, a doua moarte nu mai are nicio putere. Dacă ai fost adus la viață, dacă ai fost născut din nou, dacă ai fost unit cu Hristos, odată pentru totdeauna, nu vei mai muri veșnic niciodată. Nu vei mai muri veșnic niciodată. Hristos nu va pierde niciuna din oile Lui. Nimeni nu le poate smulge din mâna Lui sau din mâna Tatălui. Nimeni. A doua moarte nu se va mai atinge de tine. Și de cine nu se atinge a doua moarte? De credincioși adevărați. Meditați la ce citiți acolo. Asta e prima înviere, de care au parte doar aleșii lui Dumnezeu, atunci când aud Evanghelia și sunt uniți cu Hristos. Apoi, la final, Satana e dezlegat puțină vreme, da? Îi se dă autoritate să înșele iar toate neamurile, puțină vreme. Și ăsta e Gog și Magog, ăsta e Armagedon, același lucru. E vorba de un război spiritual. Spiritual. Asta e apostazia, da? Din 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Atunci are loc apariția lui Antichrist. E vorba de o înșelare mondială, da? Când cei ce nu iubesc adevărul sunt lăsați de Dumnezeu în rătăcire. Pentru că Dumnezeu îl lasă pe Satana să se manifeste. Hai, fă-ți de cap puțină vreme. Ăsta e Gog și Magog. Va avea loc o răzvrătire mondială împotriva adevărului. Dar nu va dura mult. Domnul îl va nimici pe Satan atunci, odată pentru totdeauna. Și asta va fi sfârșitul. Și apoi are loc a doua înviere, adică învierea fizică. Și începe judecata finală. Cam așa aș rezuma acel capitol. Repet, o să urmeze un studiu mai detaliat.